Duminica trecută, în satul Bănila, din raionul Sturjeneț, într-o poiană pitorească din Dumbrava de Mestecin, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Festivalului Sucului de Mesteacăn. Pe tot parcursul zilei de duminică, participanții la această acțiune inedită și-au petrecut timpul liber într-o atmosferă cu totul deosebită. Ei au avut posibilitatea să se plimbe cu cai și măgăruși, să viziteze ateliere de lucru pentru diferite meșteșuguri populare și arta japoneză, origami, dar majoritatea cu plăcere au vizionat spectacolul susținut de artiștii amatori din raion și oaspeții din România. Publicul s-a arătat încântat de evoluția artistică a membrilor formației folclorice Gura Izvorului din comuna Vatra Moldoviței a Sucevei, condus de Ilaria Pușcă, care au inclus în programul lor și câteva fragmente din obiceiuri din nuntă. Oaspeții din România, la rândul lor, au fost încântați de pitoresc, dar și de primirea pe care le-au făcut-o gazdele. Acești artiști amatori au fost invitați la festival de către coorganizatori, reprezentanții Centrului de Afaceri din Cernăuți, care cu succes implementează proiectul transfrontalier, depășind frontiere dezvoltarea turismului montan. Gazdelor le-a fost închinat colacul din cel mai bun grâu din comuna Vatra Moldoviței, oaspeții bucurându-se de sucul de mesteacăn pe care l-au gustat pentru prima oară. La fiecare întrebare a dumneavoastră nu-mi rămâne decât să vă răspund cu absolut, ne impresionează totul, începând de la vreme și de la acest soare minunat, până la frumusețea sufletelor ucrainenilor locuitori ai acestui pământ minunat. Există în România asemenea festivaluri de promovare a obiceiurilor importante din viața omului, dar noi pentru prima dată participăm aici la dumneavoastră cu acest obicei al nunții. Poeta, prozatoarea, membra a Uniunii Scriitorilor din România, Viorica Petrovici, cu mare pasiune ne-a destăinuit că este îndrăgostită de acest ținut, de această zonă. Îmi pare o catedrală cu lumânări albe. Pentru mine, ca poetă, este o sursă de inspirație continuă. Festivalul este încărcat de o energie extraordinară. El nu poate fi decât binecuvântat, fiindcă ne unește, ne împrietenește, ne aduce noi forme de acțiuni interactive, ne-a relatat doamna Petrovici. Din cauza că anul acesta festivalul a fost organizat după perioada optimă de extragere a sucului de mesteacăn, vizitatorii au avut posibilitatea să guste produsul fabricilor din Sturjeneț și Hliboca. Pe lângă sucul de mesteacăn, oaspeții festivalului au fost serviți și cu rachiu din suc de mesteacăn, berezovuha, și cu specialități culinare tradiționale, cu gust de fum de lemn de brad, pregătite în cazane pe foc. În cadrul festivalului a fost organizată și o expoziție cu lucrările premiate din cadrul concursului internațional de caricaturi cu tematică ecologică, prezentate de Asociația Grupul Ecologic de Colaborare Bucovina din Suceava, care până în prezent au fost deja expuse în Cernăuți, București, Madrid, Vilnius, Helsinki și Bruxelles. La Iermarocul din Dumbrava de Mestecin, admiratorii artei meșteșugărești au avut posibilitatea să-și procure articole tradiționale confecționate de meșterii populari. Organizatorii acestui festival unicat susțin că edițiile viitoare vor avea statut internațional și speră acțiunea să fie inclusă în traseele turistice din Bucovina ca un eveniment de osebit.